acest sondaj, gradul de respingere al unei majorități zdrobitoare a cetățenilor români, că sunt ei grași, că sunt ei slabi, că sunt bugetari, că sunt privați, a măsurilor pe care și-a asumat răspunderea cabinetul Boc, gradul de neîncredere fără precedent pe care guvernul PDL, guvernul Emil Boc, îl are în acest moment în fața opiniei publice, și, de asemenea, faptul că un număr semnificativ dintre români înțeleg că soluțiile țin de metodele de relansare a economiei, de dezvoltarea economiei reale, de soluțiile cu adevărat economice. Nu de lozinci, nu de povești, nu de plâns pe umărul celor necăjiți, ci de soluții care, într-adevăr, să dea șansa economiei românești să-și reia cursul de dezvoltare, ceea ce generează, desigur, după aceea și posibilități de asistență socială și toate celelalte. Câțiva democrat liberal din teritoriu spuneau în dimineața asta că sondajul ar fi oarecum subiectiv. E doar o încercare de apărare sau cum comentați? E o dovadă, îmi pare rău, de crasă incultură. Un sondaj nu poate fi subiectiv. Dânsii pot să pretindă, dacă vor, că noi am manipulat, am modificat datele acestui sondaj, ceea ce nu e adevărat, dar nu că ar fi sondajul subiectiv. Sondajul e sondaj și se face cum știți. Sondajul este, cum ați văzut, asumat de un institut calificat, de un institut care a mai făcut cercetări. Da, ca să comentăm puțin, dumneavoastră ați văzut ce figuri aveau când spuneau aceste lucruri? Erau niște figuri triste. Erau niște figuri triste pentru că nici domniile lor fac sondaje. Și pentru că știu că astea sunt cifrele. Știu foarte bine că acestea sunt cifrele și nu întâmplător discursul micilor pedeliști, ca să spun așa, care ies la rampă în aceste zile, insistă mult pe ideea de remaniere. L-auzeam azi pe un parlamentar PD, spunând că numai domnul Boc să rămână, că are încredere mare, e printre aceia. Există și români care au încredere în domnul Boc înainte, ați văzut. Dar în rest să se schimbe toți miniștrii. Ceea ce arată clar că știu și dânsii cât de popular și cât de credibil este acest guvern. Legat de subiectul Tokyo, și a spus că va fi luată o decizie imperativă. Europarlamentari care ar putea vota în favoarea, liberali, care ar putea vota în favoarea lui Tokyo, riscă sancțiuni? Cine votează în favoarea unui om care contestă granițele României stabilite la Trianon, nu mai are ce să caute în partid. Plător discursul micilor pedeliști, ca să spun așa, care ies la rampă în aceste zile, insistă mult pe ideea de remaniere. L-auzeam azi pe un parlamentar PD, spunând că numai domnul Boc să rămână, că are încredere mare, e printre aceia. Există și români care au încredere în domnul Boc înainte, ați văzut. Dar în rest să se schimbe toți miniștrii. Ceea ce arată clar că știu și dânsii cât de popular și cât de credibil este acest guvern. Legat de subiectul Tokyo, și a spus că va fi luată o decizie imperativă. Europarlamentari care ar putea vota în favoarea, liberali, care ar putea vota în favoarea lui Tokyo, riscă sancțiuni? Cine votează în favoarea unui om care contestă granițele României stabilite la Trianon, nu mai are ce să caute în Partidul Național Liberal. Nu va fi cazul, sunt absolut convins, pentru că orice om când se înscrie în Partidul Național Liberal, mai vorbesc când candidează pentru o demnitate atât de înaltă, are în minte că acest partid a făcut România mare, că marii săi lideri, Ionel Brătianu în primul rând, sunt oamenii care au pecetuit istoria pentru țara și pentru națiunea asta. Ori în sensul acesta eu nici nu mai discut de liberal, unde nu cred să fie probleme, dar încă o dată, fără a mă referi la anumite declarații făcute de parlamentari democrat-liberali, pur și simplu, cu toată buna credință, fără să acuz de nimic, le cer conducerii Partidului Democrat, cer europarlamentarilor democrat-liberali și cer președintelui acestei țări, domnul Traian Băsescu, care are o anumită influență asupra PD-ului, să ia hotărârile necesare pentru a nu ne face de râs. Pentru ca europarlamentari români, indiferent de apartenența lor politică, să mandateze
în fruntea Parlamentului Europei un om care contestă statalitatea, integritatea României. E simplu. Și încă una, pentru Comisia de Anchetă, aveți datele suficiente pentru a solicita biroul permanent săptămâna viitoare în constituirea sau mai durează procesul? Nu durează. La date nu știu la ce vă referiți. Aveați destrâns informații din teritoriu? Sigur că le avem. Da? Da. Și săptămâna viitoare vorbim de demers către birou permanent? Săptămâna viitoare poate chiar nu. Poate chiar. Spuneați că e nevoie referitor la același subiect, de două grupuri parlamentare. Ați vorbit deja și cu colegii de la alte partide, aveți sprijin de la PSD spre interlocutor. Domnul președinte, aici, în ce mai măsură pe politică. Da, este un demers pe care noi îl vom formaliza definitiv luni și după aceea, sigur că vom discuta și cu grupurile parlamentare. Cu toate. Urmează la prezumția de bună credință. Cred că toate grupurile parlamentare sunt interesate să facem lumină într-un asemenea subiect și să facem ordine, doar lumină. Aș mai avea eu nevoie de o precizare de la doamna Monescu. Ați vorbit despre abuzuri care v-au fost aduse la cunoștință și o serie de programe europene. Puteți să ne spuneți dacă e vorba și de ministere sau de oameni de afaceri cunoscuți de la noi, care asupra cărora planează suspiciuni? Este vorba, în primul rând, de modalitatea de evaluare tehnică și financiară a proiectelor depuse. Și aici, sigur că intră în discuție autoritățile, fie regionale, fie naționale, Autoritatea Națională de Management. Dar este vorba, așa cum v-am spus, și de suspiciuni cu privire la conflicte de interese și acte de corupție, la nivel destul de înalt. Dacă ne gândim că este vorba de firme care au aparținut sau aparțin în continuare persoanelor care au decizii în atribuirea acestor finanțări. Acestea sunt transmise Comisiei Europene, vor fi verificate și în măsura în care ele vor fi concluzionate de Comisia de Anchetă, trimise de Comisia Europeană, vă vor fi transmise și dumneavoastră. Sunt inclusiv miniștri actuali. N-aș putea să vă spun în momentul de față. N-aș vrea să fac aceste precizări înainte ca misiunea trimisă de Comisia Europeană să vină cu o concluzie oficială. Aș mai face eu un comentariu cu misiunea dumneavoastră, viitor la relațiile noastre cu Partidul Democrat în probleme care țin de lucruri de identitate românească. Mai există și povestea de la legea învățământului cu studiul istoriei românilor și geografiei României în altă limbă decât limba română. Cunoașteți poziția noastră, ne-am împotrivit cu fermitate, deși în decursul timpului știți foarte bine că am fost și rămânem și astăzi deschiși la învățământ în limba maternă, la toate libertățile și formele de pluralism cultural, de apărarea identității culturale a minorității maghiare și altor minorități. Una e una, alta e alta.